Kenneth Graham, Vântul prin sălci, capitolul 12, Întoarcerea lui Ulise, partea a doua. Încetul cu încetul, ceasul banchetului era tot mai aproape și broscoiul, care îi lăsase pe ceilalți să se îngrijească de detalii, se retrăsese în dormitorul său și continua să zacă acolo abătut și îngândurat. Cu fruntea sprijinită în lăbuță, chipzuia adânc și pendelete. Treptat chipul său se însenină și prinse să se lumineze de zâmbete prelungi și din ce în ce mai persistente. După aceea a început să se hlizească sfios și nu tocmai mândru de ceea ce făcea. Într-un târziu se ridică, încuia ușa, trase perdelele, strânse toate scaunele din încăpere și le așeză în semicerc. Se postă în fața lor, umflându-se vizibil, după care făcu o reverență, își rese de câteva ori glasul și se deslănțui, începând să cânte cu voce tare publicului vrăjit, pe care imaginația sa îl vedea cu atâta claritate. Cântecelul de pe urma al broscoiului. Broscoiul a venit acasă. Ce tămbălău a fost, ce țipete în săli, pe holuri, ce strigăte în staul, la vaci și armăsari, atunci pe când broscoiul a venit acasă. Broscoiul a venit acasă, ferestrele se prefăceau în cioburi și ușile arșice se făceau, toți derii, îngroziți să fugă, încercau, dar pe podelele și nau, atunci pe când broscoiul a venit acasă. Bum, badabum, să bată tobele, trompetele răsună, ostașii dau onorul, iar salvele de tun pocnesc asurzitoare, claxoanele de automobil salută în gura mare, pe când eroul a venit. Strigați cu toții, hip, hip, ura, strigați voi toți cu mic, cu mare, întreaga uriașă adunare, strigați cu toții cât mai tare în cinstea animalului de care suntem cu toții mândri și pe drept, căci ziua mare e a lui, broscoiul înțelept. Cântă această compoziție cât putea de tare, cu seriozitate și punând tot sufletul, atunci când sfârși, îl luă de la început și îl mai cântă încă o dată până la sfârșit. Apoi oftă din rărunchi, un oftat adânc, adânc de tot. După aceea își înmuie peria de cap în ligheanul cu apă, își despărți părul într-o cărare pe mișloc și îl pieptănă cât mai lins pe amândouă părțile feței. Apoi descuie ușa și coborâ împăcat scările pentru a-și întâmpina oaspeții. Căci se cam făcuse timpul ca aceștia să înceapă să se strângă în salon. Atunci când intră, toate animalele izbucniră în urale și se adunară roată în jurul lui, felicitându-l și spunându-i tot soiul de lucruri plăcute legate de curajul de care dăduse dovadă, de deșteptăciunea sa și de dibăcia pe care o arătase în timpul luptei. Însă broscoiul se mulțumea să zâmbească plin de modestie și să șoptească: ei, nici vorbă de așa ceva. Și alte ori, pentru a mai schimba câtuși de puțin, ba dimpotrivă, Vidra, care stătea la gura sobei pe covor, înfățișând cu lux de amănunte unui grup de admiratori cum ar fi condus el ostilitățile dacă ar fi fost de față, se repezi la broscoi cu exclamație de bucurie, strângându-l în brațe și încercă să-l poarte prin încăpere într-un tur triumfal. Dar broscoiul îl dojeni cu blândețe și zise amabil, desprinzându-se din brațele lui: bursucul a fost acela care a ticluit acest plan iscusit, iar sobolul și șoarecele de apă au dus tot greul. Eu nu am făcut decât să slujesc pe post de cătană de rând și nici n-am făcut mare lucru, aproape nimic, aș putea spune. Animalele erau de-a dreptul derutate, nu știau ce să mai creadă. Erau surprinse de-a binelea de acest comportament total neașteptat din partea lui. Pe când trecea de la un musafir la altul, dând răspunsuri pline de modestie, broscoiul băgă de seamă că devenise pentru toți cei de față subiectul unui interes tot mai crescut. Bursucul comandase numai bunătăți și banchetul se bucura de succes. Animalele discutau, se amuzau și stăteau nestingherite la taclale cu spor, dar broscoiul, care de la sine înțeles stătea în capul mesei, ținea privirea plecată și murmura mici amabilități către animalele care erau în preajmă, din timp în timp, strecura câte o privire furișată spre bursuc și spre șoarece și de fiecare dată îi surprinse, uitându-se țintă unul la altul cu gura căscată de uimire, și asta reprezenta pentru el cea mai mare mulțumire. O parte dintre animalele mai tinere
și mai puse pe șotii, se apucară să șotească mai spre sfârșitul serii, că parcă pe vremuri petrecerile din locul cu pricina aveau ceva mai mult haz. Câțiva chiar bătură în masă și strigară: "Broscoiule, discursul! Broscoiule, ține-ne un discurs, cântă! Să auzim cântecul domnului Broscoi!" Dar Broscoiul dădu un cetișor din cap, ridică o lăbuță în semn de blândă nesupunere și insistă pe lângă musafir să nu ignore bunătățile întinse din belșug pe masă, discutând cu ei tot felul de nimicuri de ultimă oră, întrebându-i cu mult interes despre membrii familiei lor, care erau încă de o vârstă prea fragedă pentru a lua parte la astfel de sindrofii, reuși în cele din urmă să-i facă să înțeleagă că acest banchet era unul la care domneau cu strictețe regulile bunei cuvințe. Într-adevăr, era un cu totul alt Broscoi.